Sfântul Spiridon a fost unul dintre cei 318 părinți participanți la primul sinod ecumenic de la Nicea. El este cel care a explicat printr-un simplu exemplu dogma Sfintei Treimi, modul în care trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, împărtășesc în mod egal, nedespărțit și neamestecat ființa dumnezeiască. A luat o cărămidă în mâna stângă și le-a spus celor prezenți că, deși este un singur obiect, ea este alcătuită din trei elemente, pământ, apă și foc. Apoi, cu mâna dreaptă, a făcut semnul crucii, spunând, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Strângând după aceasta cărămida în partea de sus a cărămizii, s-a aprins foc. Apa a curs pe jos, iar în mâna Sfântului Spiridon a rămas numai lutul. Multe alte minuni a făcut Sfântul. În vreme de secetă a adus ploaie pe pământ. Prin rugăciunea sa a oprit ploaia cea peste măsură. A pus capăt foametei pricinuite de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care țineau grâul. A preschimbat șarpele în aur, iar după ce a scăpat pe sărac din lipsă, a prefăcut iarăși aurul în șarpe. A oprit curgerile râurilor și i-a întors pe păcătoși, făcându-i să-și mărturisească păcatele. Credincioșii care vin să se închine Sfântului Spiridon au ocazia să sărute o parte din mâna dreaptă. Sunt primite la un moment pe care istoric nu am reușit să îl determinăm foarte clar. Ce este sigur este că în 1968-69 erau puse la închinare în biserică, dar nu se știe exact când au fost aduse, dar se știe exact de unde au fost aduse. Au fost aduse din mâna dreaptă a Sfântului Spiridon, care până în anii 1960, s-a aflat la închinare la Roma, într-o biserică Santa Maria in Valicello, și care mână a fost în cea mai mare parte donată în anii 60, tot în Corfu, unde era restul trupului Sfântului Spiridon. Deci atunci când Sfântul Spiridon, după căderea Constantinopolului, de fapt a ajuns în Corfu, mâna dreaptă și-a continuat traseul către Roma. Și din acea mână dreaptă avem noi această parte. Când la Iași, prin 2019, a fost adusă de către Mitropolitul de Corfu mâna dreaptă a Sfântului Spiridon spre închinare la sărbătoarea la Părinașul Cuvioasei Parascheva, atunci am avut bucuria ca să le punem una lângă alta, mâna adusă spre închinare și particelele din racla noastră, și să vedem partea exact de unde provin. Așa încât chiar dacă nu știm exact traseul prin care această parte a mâinii drepte a Sfântului Spiridon a ajuns la noi, știm fără îndoială că este o parte a mâinii Sfântului Spiridon și spre mirarea chiar a Mitropolitului de Corfu, care vedea că nu are toată mâna, dar nu știa în ce locuri ale lumii a mai rânduit Sfântul Spiridon să se afle la închinare moaștele lui. Mitropolitul de Corfu însuși în traseul lui spre Iași a fost găzduit în Casa Trimitunda și a vizitat inclusiv colecția muzeală în care Sfântul Spiridon este atât de cinstit. Sfântul Ierar Spiridon, prin moaștele sale, aduce sănătate sufletească și trupească celor care cu evlavie și speranță aleargă la ajutorul Sfântului. Pelerinii care vin să viziteze Biserica Sfântul Spiridon Nou au posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie în fiecare zi. Suntem una dintre cele câteva biserici din București în care Sfânta Liturghie se desfășoară zilnic. Aș putea spune că pe un kilometru distanță sunt cele patru biserici cu slujire continuă, să spun așa, din București. Mănăstirea Radu Vodă, la mică distanță este Biserica Sfântul Spiridon Nou, în continuare este Catedrala Patriarhală Sfinții Constantin și Elena, iar un pic mai departe, dar pe aceeași linie de un kilometru, este Mănăstirea Antim. Suntem singura biserică de mir din aceste patru în care Sfânta Liturghie se desfășoară zilnic, dar pentru faptul că în anul 2008, atunci când la Catedrala Patriarhală istorică, veche, s-au desfășurat ample lucrări de consolidare, de reparare, slujitorii Catedralei Patriarhale au venit și au slujit un an
aici, în această biserică. Și când și Sfântul Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, s-a aflat la închinare în această biserică, alături de moaștele Sfântului Spiridon. Deci a fost un moment deosebit pentru noi și de la acel moment, de la acel an, am rămas cu această tradiție pe care ne nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu să rămânem statornici în ea, ca Sfânta Liturghie să se desfășoare zilnic. E o frumoasă tradiție, chiar și atunci când ultimul monah din obștea noastră, acestui paraclis patriarhal, actualmente preasfințitul Veniamin al Basarabiei de Sud, a plecat în Basarabia ca și episcop și au rămas numai preoți de mir, cei care suntem, ne rânduim prin rotație și asigurăm desfășurarea zilnică a Sfintei Liturghii în biserică. Ca urmare, orice credincios care vine aici are ocazia, dacă e suficient de matinal, să ajungă la Sfânta Liturghie. Zidurile catedralei au fost martore a importante evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Unul dintre acestea este întronizarea Patriarhului Justinian Marina în data de 6 iunie 1948, în acea vreme biserica fiind cel mai mare lăcaș de cult din București. Hirotonia întrui episcop a altui întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, a avut loc tot aici în data de 5 martie 1950. Printre alte evenimente importante se numără resfințirea bisericii de către Patriarhul Justinian și Patriarhul Kiril al Bulgariei în 24 octombrie 1954, vizita Patriarhului Alexei al Rusiei în 3 iunie 1962, a doua resfințire a bisericii de către Patriarhul Justinian în 2 iunie 1968, resfințirea bisericii de către Patriarhul Teoctist în 16 decembrie 1990, proclamarea canonizării Sfinților Români în anul 1992, vizita Sanctității sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în 17 octombrie 2004. Este modul în care venim în întâmpinarea credincioșilor care merg la servici și doresc să participe la o slujbă înainte de a merge la servici. Bucureștiul este o zonă a serviciilor care încep de multe ori la ora 9 și atunci reușesc să prindă o bună parte din Sfânta Liturghie, dacă depinde cât de departe lucrează înainte de a merge la serviciu, ceea ce este o binecuvântare. 40-50 de persoane minim în fiecare dimineață sunt prezente la Sfânta Liturghie, la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. Sfântul Spiridon este cunoscut drept Sfântul Călător. Se spune că adesea părăsește racla din insula Corfu pentru a merge în ajutorul celor bolnavi. La întoarcere, trupul Sfântului este cald și prăfuit, iar tălpile papucilor săi uzate și acoperite cu praf și iarbă. Așa se face că papucii Sfântului sunt înlocuiți în fiecare an cu ocazia praznicului său. Mulți pelerini se opresc la moaștele Sfântului Spiridon aflate în biserică, cerându-i sfatul și ajutorul în necazurile lor. Minunile Sfântului Spiridon în biserica noastră sunt foarte numeroase. Și pentru că veneau credincioși fie la spovedanie, fie la câte o discuție duhovnicească să ne dea mărturie despre aceasta, am lăsat cumva ocazia să las aceste mărturii să le pună în scris. Și le-am strâns și s-au făcut, am ajuns deja acum la a doua ediție a unei lucrări care cuprinde minunile Sfântului Spiridon în Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. Deci nu vorbim neapărat de minunile istorice ale Sfântului Spiridon care se menționează în acatistul său, ci de minuni dintre cele mai recente. Nu putem vorbi neapărat de o specializare a sfinților, deși știm cu toții că se merge la anumiți sfinți pentru a cere ajutor pe anumite probleme pe care de cele mai multe ori, în măsura în care se cunoaște viața sfinților respectivi, chiar le-au trăit ei personal și de aceea sunt grabnic ajutători pentru anumite tipuri de probleme. Dar așa, sintetizând cumva în mare minunile Sfântului Spiridon,
Am întâlnit legate de sănătate destul de numeroase. E o minune foarte frumoasă mărturisită de o doamnă și de soțul ei privitoare la niște atacuri vasculare cerebrale în care Sfântul Spiridon s-a arătat domnului respectiv în spital la modul fizic și direct, ca un bătrân blând care a oprit o căruță de cărămizi care urmau să intre pe poarta unui cimitir și a luat o cărămidă din movila de cărămizi și a zis aceasta nu, acum mai târziu, și când a pus-o jos, domnul respectiv care era pe patul de spital cu atac vascular cerebral a văzut cum din cărămidă el însuși, el ca și persoană a devenit și practic Sfântul Spiridon a zis despre el că nu acum, dar el nu știa că este Sfântul Spiridon, de-abia când soția l-a dus ulterior la biserică, la biserica Sfântul Spiridon unde mergea de obicei și unde se ruga, atunci a văzut icoana și a zis el era. Deci el este bătrânul care a ieșit în fața căruței care ducea cărămizile spre poarta cimitirului și a luat cărămida care eram eu și mi-a salvat viața. Rugăciunile lui au limpezit sufletul și mintea multor persoane și a salvat biserica aceasta, practic, aducând-o până în ziua de astăzi, parcă tot mai frumoasă în pofida tuturor primejdiilor, obstacolelor, pericolelor de a fi demolată și de a nu mai, de a nu mai fi. Ce caută și ce găsesc pelerinii pășind pragul acestei catedrale, dincolo de istoria și frumusețea ei, ei primesc răspuns frământărilor lor, ajutor duhovnicesc, alinare sufletească. Simt îmbrățișarea Sfântului Spiridon și căldura preoților slujitori, care aici săvârșesc zilnic Sfânta Liturghie, spovedesc, dau sfaturi, organizează cursuri de cântări psaltice, pelerinaje și sunt alături de persoanele care au nevoie de ajutor. La noi, la biserică, avem această dorință, deschidere și chiar solicitare destul de clară și de tranșantă ca tinerii care urmează să se căsătorească să se spovedească înainte și dacă nu au duhovnic, atunci să vină la duhovnici de la biserica noastră. Așa încât una dintre cele mai importante lucrări care se fac în această biserică, dincolo de frumusețea ei sau de minunile Sfântului Spiridon, este o deschidere pentru dialogul cu cei care îl caută pe Dumnezeu. Atunci avem un program de spovedani în care suntem implicați toți preoții bisericii și apelul pe care îl fac sau îndemnul pe care îl dau tuturor celor care vor privi această emisiune este acela de a se spovedi, de a fi prezenți la biserică duminica și în sărbătorile importante, de a se ruga, de a posti, de a pune aceste temelii minimale ale unui creștin, să spunem, care să merită acest nume, dincolo de faptul că suntem cu toți botezați. Deci prezența la Sfânta Liturghie, măcar săptămânal, rugăciunea zilnică, postul, când scrie că este post în calendar, postim, și legătura cu un duhovnic, spovedania, sunt picioarele mesei, să spunem așa, sunt cele patru repere pe care se poate construi mai departe o viață creștină mai înaltă, mai activă. Prin catehezele și predicile care se rostesc aici și prin pelerinaje încercăm să ajungem să discutăm într-un cadru cât mai plăcut și mai ușor de asimilat despre învățătura bisericii și despre ce înseamnă viața de creștin, dar vremurile pe care le trăiește fiecare generație, că până la urmă fiecare dintre noi, mulți zic că oarecând va fi sfârșitul lumii, dar ceea ce trebuie să ne intereseze este că se sfârșește lumea pentru fiecare dintre noi atunci când se sfârșește viața noastră. Și dacă tot ne preocupă de multe ori când va fi sfârșitul lumii, să plecăm de la lucruri mult mai clar, să ne preocupăm cum ne pregătim noi viața noastră, știind că în mod sigur vom prinde sfârșitul vieții noastre, nu știm dacă și sfârșitul lumii, și atunci trebuie să ne așezăm viața solid pe temelia care este Hristos, să ne hrănim cu Hristos, pentru că spre aceasta ne-a și chemat, și să-L punem ca început și ca împlinire a vieții noastre.
acum și pururea și în vecii vecilor. Corul Gloria Crucis a luat naștere în anul 2009, în Duminica Sfintei Cruci, fiind înființat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care i-a dat și numele. Începând cu ziua de 22 martie 2009, corala a participat la toate sfintele liturghii, completând și înfrumusețând prin cântec rugăciunile rostite de părinții slujitori ai catedralei. În ziua de 31 martie 2019, tot în Duminica Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la finalul Sfintei Liturghii, a oferit coralei diploma anului omagial 2019, în semn de prețuire pentru cei 10 ani de activitate. Binecuvântarea și ajutorul Sfântului Ierar Spiridon sunt simțite de fiecare credincios care vine și îi aduce închinare cu credință și cu dragoste. Bucuria celor care primesc ajutorul Sfântului nu este exprimată doar prin florile care împodobesc în fiecare zi racla și biserica, ci și prin mulțimea rugăciunilor aduse la picioarele Sfântului Spiridon. Lăudați spre Dumnezeu!